Mic și cântam să-mi cânti scobzar bătrân, să-mi cânti ce știi mai bine, dar închipuirii n-avem, ce înseamnă cobza. Într-adevăr, cântecele sunt foarte multe, cântecele sunt foarte multe, cântecele se este spus cuvântul cobză, cobzar, cobuz, lăute, alăute, care e una și aceeași. Taraf, cuvântul taraf, asta e trei oameni, trei muzicanți, cobză, fluier și scriptă, adică vioară. De cine mai trebuia și noi folclorul? Spomenim bunei, străbunei, strămoșii noștri, fix așa și instrumentul. Dacă o cântat, de exemplu, un bunel de-a meu sau străbunel sau străbunel de-a meu, de ce să-l pierdem? Acest instrument care are mult frumos întrânsul. Despre cobză, instrumentul lăutarilor autentici, am mai povestit în edițiile anterioare ale emisiunii Tradiții, dar ce vă vom prezenta astăzi va fi o premieră. Cobza Dorul Mealină este genericul spectacolului, al cărui protagonist și inițiator este Sergiu Răileanu, muzicianul care și-a dorit să reunească pe aceeași scenă mai mulți cobzari. Sunt copii care studiază acest instrument la școlile de muzică din Chișinău și profesori care cântă cu multă maestrie și nu ezită să transmită din cunoștințele lor tinerei generații. Dragi telespectatori, ne întâlnim astăzi, iată, în cadrul emisiunii Tradiții. Suntem în sala Palatului Republicii din Chișinău și avem bucuria să vorbim astăzi, o dată în plus, despre cobză. Cobza Dorului Mealină, așa este intitulat spectacolul de astăzi, a cărui protagonist și inițiator este domnul Sergiu Răileanu. Bine ați venit acasă, în primul rând! Bine v-am găsit! Și sunt bucuros să fiu la mine în țară, să fiu între muzicieni cu care am colaborat ani la rând, am făcut muzică, dar de 19 ani mă aflu în America și duc dorul. Ce se trece în lumea muzicii, nu poți doar numai să auzi, trebuie să fii implicat. De ce sunt aici? Să primesc o doză de energie extraordinară care vine de la tinerii aceștia care fac acum repetiție și cu care am să urc în scenă. Dumneavoastră sunteți inițiatorul acestui extraordinar eveniment care se întâmplă, iată, prima dată. Nu s-au mai întâlnit cobzarii noștri la un loc, într-un spectacol unde să-și demonstreze fiecare cântecul, veleitățile, talentul poate. De unde v-a venit ideea asta? Să-i adunați la un loc pe toți? Cred că m-am maturizat și la asta îi chem pe toți, să împartem ceea ce ne-a dat Dumnezeu, ce am capturat prin experiență, prin practică, ca generațiile care vin de urma noastră să aibă material bun, video, audio și scris pe note. Asta m-a făcut să fac pasul acesta. Sunt foarte bucuros, nu m-am dezamăgit, deoarece cobzare au dovedit de o înțelepciune și o prietenie
la care mă așteptam eu, dar nu chiar așa. S-au strâns toți cu entuziasm și cu dăruire de sine. Orchestra i-a îmbrățișat pe toți, domnul Trigubencu le-a oferit toată dragostea și suportul profesionist ca să susțină cu o partitură, cu un sfat, și toți au venit cu un material divers. Fac ce trebuie să facă într-o perioadă foarte grea. Mănuiesc un instrument care nu este popular atâta și un instrument care nu ți aduce atât mult venit. Dar eu îl fac și o fac cu toată dragoste. Dumneavoastră, când v-ați împrietenit cu Cobza? Când ați îmbrățișat acest instrument? Prima dată cântam la nuntă cu un colectiv de bărbați. Eu eram prin clasa a 10-a, cântam la bas-gitară. Și era un acordeonist, Sasha Șchiopu, care a observat că eu, de fiecare dată când el făcea un solo și când terminam, eu încercam să repet la bas-gitară. Și el și-a dat seama și că, mai Serge, tu ai apucături de astea solistice, am o cobză acasă, dacă vrei, ți-o dau. Și am făcut schimb cu 100 de ruble atunci și mi-a dat cobza în anul 82. De atunci am cobza aceasta, ea a fost modificată, i-am schimbat decă, i-am împrelungit gâtul, am mai făcut ceva ca să acordeze mai bine, dar asta e o cobză veche din 74, făcută de domnul Borș. Dar instrumentul acesta a stat pe raft mulți ani, la 25 de ani, am dat seama că instrumentul ăsta mă așteaptă. L-am luat sub soară și m-am dus la Tiraspol, acolo am intrat. Învățătoarea mea, Lyubov Ivana Mihanoșina, avea doi elevi pe atunci și eu eram a treilea, cu care am început să lucrăm. După un an am participat la concursul Ștefaneagă, am luat locul întâi. A doilea an, în 92, am mers la Barbă Lăutare, unde am luat iarăși locul întâi. Și în 93 am absolvit liceul de muzică din Tiraspol, am venit în Chișinău și m-am angajat la orchestra Fluieraș, pe atunci dirijor Sergei Lunchevici. Din 2000 până în 2004, până a plecat în America, am lucrat în orchestra folclor. Am lansat 16 piese cu orchestra aceasta, sunt în fond. În America, instrumentul acesta nu-l folosesc așa de des cum mi-ar fi dorit, dar am ocazie la moldoveni, la români, chiar și la americani, să le cânt din repertoriul meu și n-aș spune că plâng, dar le place. Toate dorurile dumneavoastră sunt purtate în această cobză, nu-i așa? Instrumentul acesta mă coboară acolo de unde am venit, mă readuce în Moldova. Ar fi binevenit ca cobza să aibă mai mult spațiu în concert ca solo. Ea are specificii și asta vom demonstra cu toți împreună că cobza are dreptul la viață în concert. Muzicienii îndeosebi, chiar dacă mulți dintre ei sunt astăzi plecați peste hotare, dar foarte mulți dintre muzicieni observ că au grijă să se întoarcă la un moment dat acasă, la locul de baștină și să creeze, să facă ceva pentru acest pământ. Distanța ne dă posibilitatea să analizăm și ne dăm seama că noi nu numai suntem cei care consumăm, dar vine o perioadă de maturizare a omului când își dă seama că e momentul să dai. Să dai. Apoi noi nu luăm nimic cu noi. Și eu mă bucur că avem în lumea muzicii destul material, dar materialul acesta l-au făcut cineva. Orchestra folclor, orchestra Fluieraș, jocul, adică generația în urmă și menirea festivalului ăsta, să vedem unul altul și ce-o atins, ce-o, une o melismatică, un pasaj, un acompaniment și fiecare, cum îi permite talentul. Noi, tu ați spune, să fură, nu să fură, să împrumută. Facem schimb.
Da. Și vă asigur, dacă Dumnezeu îngăduie și face mai întâlnirile acestea din an în an, la sfârșit de 5 ani, o să auziți o altă cobză. Isaac Solomon, primul profesor de copză de la Institutul de Arte din Chișinău, a avut un rol definitoriu în viața multor studenți care astăzi sunt virtuozi ai acestui instrument. Sergiu Raileanu și-ar fi dorit să-i fie aproape în sala Palatului Republicii, dar pentru că nu a fost posibil, a înregistrat un interviu online. Nu am învățat ca muzician la domnule, că asta e un instrument rus, domnul cu patru coarde, pentru că este domnul cu trei și acordajul e alt acordaj. Și în timpul când am fost student, s-a format un ansamblu al unii și eu am cântat încă la mandolină și am cântat, am început la mandolină și am început asta, am trecut la copz. Acum asta am făcut studii la Institutul de Arte în Chișinău. La Neagră a fost deschis catedra de muzică populară și eu am fost invitat. Am învățător de copză, experiment, dacă se poate așa de spus. Și experimentul ăsta s-a terminat tare bine. Cui aparține ideea de a modifica instrumentul? Copsă pe care acum îl avem și cu cine ați lucrat împreună? Copsă care era atunci, era cu grif tare scurt și copsă cu grif scurt nu a avut atâtea posibilități de interpretare și eu am întrebat la meșterul Ion Borș poate să facă o copză cu grif mai lung. Și am încercat și s-o primit bine. Pentru că s-a amintit de domnul Borș, instrumentul acesta care l-a acum eu, el l-a modificat pentru că s-a deformat și a fost nevoie să o schimb. Dar instrumentul acesta a fost așa de scurt. Dacă cum vedeți, atenta. Și da. I-am adăugat tot cu domnul Borș cu toate ladurile acestea. Și sunt bucuros că am instrumentul ăsta. Practic, când am întrebat pe domnul Borș când eram la Chișinău, din ce an, mi-a spus că e din 74. Mulți din cei care ascultă emisiunea asta, interviul acesta, nu erau răspuns atunci. Și am încă o întrebare. Unde ați activat ca profesionist? Unde ați început și unde ați terminat cariera în ce ansamblu? Eu am cântat în orchestra Mărțișorului. După asta am cântat și cu orchestra Veselii și în orchestra Folclorului. Maestre Petre Neamțu, vom asista astăzi la un eveniment absolut special, așa cum spuneați și dumneavoastră. Și iată că Orchestra Folclor a fost aleasă să susțină acompaniamentul primei ediții a Festivalului Copzarilor. Asta nu e întâmplător, în primul rând, pentru că solistul, interpretul de azi, copzarul de astăzi, Sergiu Raileanu, la noi a început să cânte în Orchestra Folclor, așa, cândva, mai de mult. Și pe urmă, așa, viața
l-a trimis în altă parte, a mai fost undeva, a mai înregistrat cu noi. Și acum el a hotărât să facă un spectacol mai special. Astfel de spectacole, numai cobze, n-au fost până n-au acum. N-au fost la noi, n-au, exact. Soliști, numai cobzari, n-au fost. Deci este un concert absolut deosebit. Și mă bucur foarte mult că avem, era unul sau doi timpuri atunci. Acum sunt cobzari câți au crescut. Isaac Solomon a fost profesorul care a pornit cobza. El a fost profesor la Ștefan Neagă, la Colegiul Ștefan Neagă. Și de acolo s-au pornit. Și acum avem, slavă Domnului, avem și foarte buni și buni și tot buni. Ne putem bucura cu astfel de evenimente pentru că nu tot peste tot sunt soliști la cobză. În principiu, cobza este un instrument de acompaniment, da. S-o cotea toți. Nu e, nu e un dar instrument noi avem care... un instrument deosebit care e făcut ca să poți cânta și solouri mai dificile, mai deosebite. Aș vrea să-l felicit cu astfel de gând frumos, succese mari, pentru că el este un instrumentist foarte bun și cântă și muzică populară, și muzică academică, și cântă și romanțe, cântă absolut tot la cobză. Foarte important asta pentru noi și chiar pentru toată lumea. Am admirat și în cadrul repetiției cu cât atenție și grijă acompaniați acești tineri, copii, pentru că astăzi vor urca pe scenă și profesori, cobzari, da. Maestri adevărați, experimentați, cu mulți ani de cântec în spate, dar și discipolii acestora. Și avem copii foarte buni. Altfel cum? Asta este viitorul nostru. Dacă noi pornim de acolo, de mici, atunci nu avem viitor. Deci la școlile de muzică, de acum să începe a preda, mai întâi la cobză e mare instrumentul pentru ei și distanța e mare între și nu pot cânta, dar încep la mandolină ca pe urmă să prelungească la cobză. Și ne bucurăm că avem profesori extraordinari care pot să le aducă, să le dea dorul ăsta și simțul de a cânta la cobză, pentru că asta e foarte important. Iar orchestra folclor, precum spunem de fiecare dată, este nu doar un laborator de creație, dar și o rampă și o pistă de lansare pentru mulți tineri, pentru că mulți dintre acești copii poate că vor cânta astăzi pentru prima dată cu orchestră profesionistă. Așa și este, de fapt, așa. Și la un moment dat, peste timp, își vor aduce aminte că la un început au stat alături de mine Petre Neamțu și orchestra folclor. Să dea Domnul să fie așa, dar e important pentru noi, pentru mine în special, ca să putem crește. Toți cântăreții și instrumentiștii trebuie să se deprindă să cânte cu o orchestră profesionistă. Atunci când cânti cu amatori, e una. Dar când cu o orchestră profesionistă, te deprinzi de acum să fii și tu la nivelul acela. Și asta e important, ca să-i deprindem să fii la înălțime. Mă numesc Stigneanu Emanuela, învăț la școala Alexei Stârcea. Da. Și ce instrument avem aici? Mandolină. Mandolină. De când? De cât timp înveți la mandolină? Anul acesta. Dar de ce îți place instrumentul ăsta? Că e cu cor și frumos sună. E prima dată când o să cânti cu o orchestră profesionistă în spate? Da. Dacă știți aceeași melodie, înseamnă că aveți același profesor, nu? Da, noi avem același profesor. Mă numesc Ungureanu Alex, învăț la liceu teoretic pe nume Iulia Hașdeu. Îmi place instrumentul deoarece e o muzică, e ceva frumos, e un talent, o artă. Cum un desen, așa și e o muzică. Îl studiez deoarece îmi place foarte tare cum sună.
Domnul Trecubencu, asistăm astăzi la un eveniment important pentru breasla cobzarelor, să zic așa. O primă ediție a acestui festival care reunește pe această scenă mai mulți cobzari. O idee și o inițiativă extrem de frumoasă. Cobza, zic, e instrument național. Măi, Sergiu, zic că e ceva fenomenal. Pe mine m-a pus dirijor, mai zic eu dirijor, adică, mă rog, pot să fac față, dar mai bine să iei o orchestră deja, băieți care cântați, mă rog. Și a venit ideea asta, cu, am propus de am o orchestră folclor cu un prunt, cu Petric Neamț, cu de-am noi niște timp de o viață. Sergiu, că el înainte de a pleca, el a imprimat o 16 piesă. Cu orchestra folclor, da. Pentru că a activat câțiva ani, da, în orchestra folclor. A lucrat în orchestra folclor. Iar la Ștefan Vodo, de la școală de acolo, a venit aici, au fost chemați și au luat parte la orchestra asta. De ultimă oră, toate notele cele s-au pierdut și a trebuit să mă apuc să le... Nu a rămas, rescrieți, a rămas, da? Numai fonograma, adică imprimarea, da. de la radio. Iată, am văzut pe scenă, urcă treptat copii care învață acest instrument. Care și asta e extrem de îmbucurător. Că cobza are viitor, nu? Da, are viitor, vin după noi niște băieți, niște tineri, niște copii care cu tot lucrul ăsta se întâmplă cu dragoste. Și mă bucur faptul ăsta. Dacă dragoste nu e, de unde? Dacă dragoste nu e, nimic nu e, nu? Da, da, e o chestie și o tradiție care de la Barul Lăutaru s-a păstrat chestia asta. Dar avem o dificultate în sensul în care pentru cobză nu s-a prea scris, în mod special pentru cobză. Apoi asta e și boba, că Sergiu zice că trebuie să vedem cine să mai contribuie cu scrisul. În domeniul ăsta, pentru că trebuie să aibă, mai ales copiii ăștia care studiază în toate școlile astea de muzică, că sunt de am colegiu Orecov, Ciprian Porumbescu. Eu zic că rolul dumneavoastră în cadrul acestui festival al cobzarilor este unul absolut important, pentru că l-ați susținut, iată, pe Sergiu Răileanu, da. Cel căruia i-a venit această idee de a uni pe aceeași scenă cobzarii de pe această palmă de pământ. A venit de la atâtea mii de kilometri distanță pentru a înfăptui acest gând și Doamne ajută să aibă continuitate. Să vă aud Dumnezeu, eu cred că e o chestie foarte, foarte bună. Iată că astăzi, cobza Dorul Nealină, prin cântec. Da. Da. Ți-ai și o născut sufletul, aici așa s-a revărsat dorul ăsta peste festivalul ăsta care a apărut.
evenimentul într-adevăr e de importanță pentru noi și pentru țara, aș zice eu. Eu promovez, fac propagarea acestui instrument din anul 78. Deci, domnul Solomon, când l-a întrebat acum, el a spus că 97, dar pe urmă a spus de 79. Nu, e de 78, pentru că am fost primul cobzar care a intrat la Ștefan Neaga. În sens, am intrat la Ștefan Neaga și mi s-a propus cobza. Eu am fost primul, grație lui Vasile Roșcovan, domnul să-l odihnească în pace. Și a fost invitat maestru Solomon, într-adevăr, că eu acum l-am văzut și am rămas mulțumit că e în viață și e sănătos și e tot așa bine arată, că cum a arătat timpuri. Facem tot posibilul pentru a promova instrumentul și, după cum v-am mai spus, îl promovez de când am început tălâncuța și pe urmă cu lăutarii și timpuri eram, cine m-a invitat, cu toți mă duceam, cu toți mergeam, adică la o cântare sau la alta, fără remunerare, că atunci nu era așa chestia asta numai decât remunerat. Bine, merg să fac, eu vreau să promovez instrumentul și în ziua de azi noi am ajuns, cred că, un caz ieșit din comun. M-a invitat o cunoștință la grădiniță. Domn Pavel, veniți, arătați cobza copiilor. Și uite, am mers la grădiniță și 30 copii, de exemplu, câți erau acolo. Am scos cobza, deci m-am salutat, am scos cobza, zic, copii, cum se cheamă instrumentul ăsta? A rămas uimit, toți într-o glas au stricat, chitară, știi? Păi uite, eu acum să fac o retrospectivă în urmă, zic, eu până acum degeaba am făcut tot asta, fiindcă populația alimentară nu știe. Nu știu 30 copii, însă, dar copiii ăștia au încă 60 de părinți, înseamnă că nici așa nu știu. E trist, dar oricum mergem înainte, fiindcă pregătesc generația acum destul de bine să arată și chiar pun o speranță și în copiii ăștia care, nu știu, dar poate să fiu imbol să zic, nu, eu să merg cu muzica, cu uite, emoțiile astea care le-am avut în scenă, le-am simțit, acum aș vrea să le mai simt. Este unicul instrument care îl ții la piept, uite. Eu neapărat sunt în contact direct cu cobza ăștia. Știi, eu sunt toată vibrația. Eu cred că și cobza sunt de vibrația inimii mele, dar sufletului. Și lucrăm foarte bine. Cel puțin mi-am exprimește. Sunt încântat și de ceea ce am făcut și clar că și o să fac în continuare. Nu mulți îndrăgesc cobza deodată, știi? Și zic, uite, sunetul ăsta de cobză, dacă cel puțin între inimă odată, eu am observat după mine și după alții care, dacă întotdeauna în sufletul omului, păi acolo rămâne pe totdeauna. Și am admiratori mulți care țin la cobză și le plac cobză și asta mă alină foarte mult, chiar și de motoul vieții, știi, pe asta și trăim. Intenționați ca acest eveniment să se întâmple în fiecare an. Nu-i de ajuns doar să facem un concert și iară să ne despărțim și să avem doar material la care putem să apelăm la bătrânețe. Am făcut și noi ceva. Este necesar ca
festivalul acesta care l-am pornit noi toți împreună să aibă prelungire, cel puțin 5 ani de zile. De ce 5 ani? Că vrem să facem o totalizare la sfârșit ce am făcut în 5 ani și vrem să în cadrul festivalului să facem un concurs, nu între cobzari, dar între compozitori care vor scrie muzică populară pentru cobze. Și nu numai, poate să fie muzică diversă, dar împreună cu cobzare, că cobzare au niște cunoștințe și știu posibilitățile instrumentului. Și ar fi bine să colaboreze. Nu-i rău între cei ce facem noi că luăm materialul de la alte instrumente, fie vioară, fie clarinet ori trompete. Și să adaptate la cobze, da. Da. Dar ar fi bine, totuși, din start, ca compozitorii să tragă atenție, să scrie pentru cobze. Și la sfârșitul de 5 ani vrem să facem o totalizare, să toate cele mai bune piese să le punem grămadă și să edităm o carte pentru cobzare. Ca în urmă să rămâie material pentru copii, pentru instituții, fie că Neaga, ori Academia de Muzică, să fie material destul, să nu mai împrumutăm. Adică să avem și noi. Pentru noi este o mare sărbătoare, într-adevăr, că am zis gândurile mele că noi nici nu puteam visa să avem așa festival. Și ne-am bucurat enorm când Sergiu a venit cu așa propunere. Noi ne-am și unit un pic cu toții să facem ceva frumos. A fost o bucurie pentru mine dublă, pentru că îmi văd și discipolii, îmi văd și colegii. E o sărbătoare adevărată, cu care noi ne mândrim acum în prezent. Discipolii dumneavoastră își vor da rând pe rând concursul sau își vor face apariția pe scenă. Discipoli mai vechi, discipoli mai noi. Cum de ați reușit să-i faceți să se îndrăgostească de acest instrument? Pentru că nu e un instrument foarte râvnit. În tot ce am făcut am depus dragoste. Pentru mine, discipolii mei și în prezent sunt ca și copiii mei. Au rămas copiii mei cu care i-am atras cu dragostea mea. Mi-a fost și mie greu, fiindcă am fost cu toții la un început de drum în pedagogie și anume în clasa 8, să zicem, la Ciprian Porumbescu, că la Neaga deja era o clasă pregătită. Și am învățat cu ei, umăr la umăr, cot la cot, de a păși în sfera 8. 8 nu este un instrument atât de vestit ca vioara, ca pianul și ca celelalte care au fost în timp, în sute de ani dezvoltate și promovate. Noi e un instrument mai dificil care nu toți îl acceptă ca și sonor, ca și instrument. Un pic îl dă în spate, dar noi încercăm să aducem publicului să înțeleagă cât e de frumos și un asemenea de instrument, că e instrumentul nostru național, care merită să se dă și lui o șansă. Dumneavoastră, cum v-ați și când v-ați împrietenit cu cobza? Cu mulți ani în urmă. Eu, la bază, am fost vioristă. După școala muzicală, am mers la Ștefaneaga, la colegiul Ștefaneaga. Și acolo era domnul Solomon, Isaac Solomon, care era un suflet foarte bun de om și este, Dumnezeu să-i dea sănătate, care totdeauna și cu zâmbetul lui și cu felul lui de a fi, atrăgea elevii, îi atrăgea. Și am zis că, măi, vioriși sunt mulți,
Și în orchestre sunt mulți, dar cobzari mai puțini. Și aveam și privilegiul că, fiind viorist, aveam o tehnică, aveam o pregătire și mi-era mai ușor să cânt la cobză decât celorlalți colegi ai mei care începeau de la zero, chiar și cu teoria muzicii și cu tot. Mă bucur fiindcă felul meu de a fi acolo unde e greu să fiu eu. Unde e ușor, nu de mine, unde e greu, acolo sunt. Și da, așa am luptat. Decizie curajoasă așa a fost. Da. Viața este, oricum, toată viața trebuie să decizi ceva și toată viața lupți. Bine, nu în sensul rău. A lupta înseamnă a merge înainte, a obține ceva, a avea un scop în viață. Bună oară, astăzi pe scenă va urca și Violeta Grecu Botezatu, una dintre discipolele dumneavoastră. Cea care, de asemenea, îmi povestea că atunci când a venit la Ciprian Porumbescu, cântase un pic la acordeon, n-a prea avut de ales la Ciprian Porumbescu, pentru că deja toate instrumentele erau luate și i-a rămas cobza. Nu prea știa ce e o cobză la început, dar iată că dumneavoastră ați reușit să o faceți în așa fel încât să se atașeze de acest instrument și să-l poarte cu ea, iată, peste mări și țări. Da, Violeta este un, să zicem, o personalitate deosebită. Deși eu am zis că toți discipulii mei sunt deosebiți. Fiecare are ceva a lui personal. Violeta a fost într-adevăr de la acordeon, că dacă alții vineau de la vioară, era altceva, dar ea de la acordeon era total diferit, în altă direcție. Și nu pot să spun că a avut o râvnă de la bun început. Tot a venit treptat, treptat, că și acum chiar și azi am discutat cu ea. Deci la început, la acordeon apeși, iese sunetul, la cobză, până obții un sunet, trebuie să muncești. Dar treptat, treptat, și anume prin felul că le arătam că cu copza poți să cânți și cu vocea și să te acompaniezi. Vreau să spun grație aici și profesorului Ion Negru, fiind și tatăl meu, care el a deschis clasa de copză la Porumbescu și el mereu, 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 poate eu cădeam uneori în niște, așa, nu depresii, dar niște iri, el zicea, măi, voi, copzare, dă păi voi ați luat copza în spate și v-ați dus și ați acompaniat și ați cântat și puteți fiți și țambal, puteți fiți și bas și braci și tot. Și el foarte mult ne-a susținut și mereu, mereu, elevii mei, totdeauna zic că domnul Negru ne-a spus că noi putem și noi trebuie. Și asta foarte mult a avut un rol important. Dumneavoastră, astăzi sunteți stabilită peste Prut, dacă așa știu este. Eu bine. Așa este. Vă însoțiți și acolo de cobză? Da, să știți, suntem foarte întrebați, să zicem că e lipsă mare, foarte mare. Și mi s-a propus și la Suceava să duc clasa de cobză. Mi-a fost incomod, dar mi-a făcut aproape de casă. Unde, mai exact? Eu sunt pe platou între Vatra Dornii și Bistrița. Așa. Sunt între hotarele cu Ardealul și Bucovina din Nord, da. Și am acolo un ansamblu, Flori de pe Dorna, care se numesc cu niște doamne care au cântat de mulți, mulți ani și ei toți sunt încântați de cobză. Totdeauna mă roagă, hai, cântați la cobză, hai să-i acompaniez. Și sunt și coordonatorul lor artistic. Și acum, recent, mi-am făcut și câțiva elevi, care sper să-mi deschid și clasa de cobză acolo într-o măsură mai mare și asta iarăși a început să-mi dea un pic de speranță ca să putem scoate la iveală o nouă generație. Botezatu, iarăși va veni astăzi în componența orchestrei folclor. Știu că a crescut o bună perioadă împreună cu dumneavoastră și au fost ani rotnici pentru ea. Iată că astăzi culegem rezultatele, nu? Noi totdeauna ne bucurăm pentru succesele dumneei și nu numai dumneei, celor care se duc de la noi, dar au crescut la noi. Pentru că este important să-i arăți unui instrumentist sau cântăreț ce trebuie să facă în viață. Pentru că asta e cel mai important. Cum să-și leagă repertoriul, cum să se prezinte în fața spectatorului. Adică
Violeta are tot. Și astăzi vine să prezinte și e niște o suită de melodii care o va cânta și sper să aibă un succes extraordinar. Pentru toți cobzarii, în sfârșit ne-am adunat, chiar acum zilele trecute la repetiții ne-am dat seama, eu mi-am dat seama că de fapt noi aici acasă nu prea ne întâlnim și nu comunicăm așa, pentru că fiecare este bun în ceea ce face, fiecare și are nișa așa de activitate, dar împreună nu am încercat să facem ceva interesant. Și uite că a venit domnul Serghei Răleanu din Statele Unite, care deja mai mult de 15 ani mi se pare că e stabilit de acolo. De 19 ani da, este plecat de acasă. Îți dai seama, și el de acolo a organizat și a venit acasă să ne adune pe toți. Cât de frumos! Și în sfârșit să răsune muzica, știi? Ce înseamnă această cobză pentru tine? Pentru că pe tine te leagă de cobză o prietenie încă din copilărie. Așa este. De la vârsta de 8 ani am făcut cunoștință cu acest instrument. De atunci nu l-am mai dat jos, chiar dacă viața mi-a pregătit diverse obstacole sau surprize sau lucruri neprevăzute care cumva mă lipsea de acest instrument, dar nu pe mult timp. De fiecare dată când am avut ocazia și peste hotarele țării și în concerte prin Europa, mereu cobza a fost lângă mine. Astăzi a venit acasă și îi spunem bine a revenit profesoara de cobză, doamna Elena Negură. Ea este mămica noastră și nu doar a mea, e o pleiadă întreagă de cobzari, cobzărițe care de-a lungul anilor s-au dispersat așa prin lume, dar ea a lăsat în urma ei foarte mulți cobzari, foarte multă lume pasionată până la urmă de cobză. Și ea a revenit acasă, e frumos, e emoționant. Parcă m-am întâlnit așa cu mămica mea, de fapt, pentru că este o a doua mamă, ea mă cunoaște de la vârsta de 8 ani și e o bucurie imensă să ne vedem aici împreună în acest spectacol. Astăzi ești și tu profesoară la același liceu Ciprian Porumbescu, unde ai studiat alături de doamna Elena Negură. Ce calități ai preluat de la ea în ceea ce privește activitatea didactică? Mie îmi place să transmit în primul rând dragostea pentru muzică și pentru acest instrument. Încerc cu copilele mele, pentru că am fetițe, încerc să facem tot ce este mai complicat, partea asta care necesită așa un lucru mai minuțios, încercăm să-l facem în clasă, încerc să le ușurez cumva viața, dar totodată cât mai mult să le apropii și să le transmit bucuria asta de a cânta la acest instrument. Și asta mă bucură, asta și se întâmplă, de fapt, ele vin cu mare drag și parcă aș avea două fete, parcă ar fi fetele mele. Alături de Orchestra Folclor, cum au fost acei ani ai tăi în care ai cântat, ai învățat de la Petre Neamțu, de la toți membrii orchestrei, de la această frumoasă familie? A fost puțin timp, dar în acest scurt moment și în această perioadă, probabil un an sau ceva, un an și ceva, am reușit și să înregistrăm, am reușit și să filmăm, am reușit să organizăm diverse concerte în care eu să apar în fața spectatorilor în calitate de cobzăriță solo, deci în față. Domnul Neamțu mi-a dat din start acel vot de încredere și m-a lansat așa în prima linie. A fost un susținător și este, de fapt, a talentelor și cu mare drag aici revin. De fapt, parcă mi se pare că vin acasă, la familia mea. Este așa o energie foarte bună și asta nu poate decât să bucure. Și acest
concert se va călători, așa cum și noi, dar rămân copiii, rămân generația tânără, studenți, elevi care vor avea o amintire interesantă și un imbold pentru a studia și mai mult și pentru a atinge cele mai înalte culmi în performanțele, în studiul acestui instrument. Noi trebuie să muncești 36 de ore din 24. Asta este inevitabil. Munca. Poți să fii cât de talentat, dar dacă nu muncești nopții, poți să fii mai puțin dotat cu calități muzicale, dar dacă muncești, poți să le ajungi calitățile cele, să ți le formezi. Asta le doresc eu viitorilor și actualilor copii, elevi, să înțeleagă că orice muncă este răsplătită. Să muncească, să iubească și să aștepte, să aibă răbdare, fiindcă totul e cu răbdare. Nu putem să obținem nimic deodată. Trebuie să pășim scară cu scară cu scară ca să ajungem sus. Ar fi trebuit să fie această întrunire a cobzarilor care suntem, că suntem, să zic așa, nu suntem nici atât de mulți, suntem o mână, dar în sfârșit, adică prin inițiativa Sergiu Raileanu, uite că astăzi am reușit și într-adevăr ne-am întrunit și cred că a ieșit până la urmă un spectacol frumos, deci de la mic și până la mare. Să aducem în inimile oamenilor și acest instrument, fiindcă, să zicem așa, hai un pic, este și uitat și nu prea promovat. Sperăm că de astăzi înainte să fie într-un de bun augur și să va lua, având acest instrument și spectacole, să fie cât mai des și cât mai mult. Într-adevăr, cobza nu este un instrument de prim plan, să zic așa, e un instrument de acompaniament. Iată că astăzi, în prim plan, totuși a fost cobza. Și am văzut după aplauzele publicului că ați avut fiecare dintre voi aplauzele sus și semn bun pentru că publicul gustă acest instrument. Adevărat, așa și este instrumentul acesta, cobza, deci, da, inițial a fost gândit pentru a acompania, pentru a ține hangul oricărui sau voce sau instrument.
dar la colegiul Ștefan Neagă, pe când învățam și acum și până în ziua de astăzi și la Academie, deci se cântă și solo, clasică, foarte multe se cântă. De asta, astăzi a fost un concept așa foarte bun de la Sergiu, venind ca să ne întrunim împreună și să aducem, deci doar nu numai acompaniament, dar și solo, cântând la aceste instrumente, da. Cei mai cunoscuți și apreciați cobzari de la noi, iar asta înseamnă că ți-ai dedicat cumva viața cobzei. Toată lumea așa te știe, Sergiu de acolo cu cobza. Da, într-adevăr, Tatiana, asta e că mi-am dedicat viața, practic, cobzii. Deci mi-a fost drag acest instrument, nu vreau să zic altceva. În primul rând mi-a plăcut tembru, sunetul și am încercat să-l aduc cumva mai aproape de ce ar trebui să fie, deci, ca gen de acompaniament. Normal că se cântă, da, și cum am mai vorbit și de solo. Dacă ar fi acum, pe final, să veniți cu un îndemn, poate pentru tinerii care, sau pentru copiii care își doresc să învețe, să studieze la cobză, ce le-ați spune? Dragii mei, dacă va atinge muzica aceasta care este interpretată la cobză, va place ceea ce fac copiii, ce fac cobzarii cu experiență, încercați. Vreau să vă spun că potențialul acestui instrument este mare. Nu numai Chișinău are nevoie de instrumentul acesta. De acest instrument are nevoie și Rășcani, și Ștefan Vodă, și la Bălți, și la Tiraspol. De ce? Că oamenii le place să cânte muzica moldovenească, folclorică. Și poate ajunge, dar să îi acompaniem cu baiana. Este nevoie de niște cobzari. Ca să vină la Chișinău, să facă studii, să fie între cobzari, să fiți cu noi împreună. Și cu mare drag noi ne părțim, fie că acompaniment, fie că cum să mânuiți mâna dreaptă și astea, împreună vom crește. Și eu cu mare plăcere, când noi venim într-un centru regional, să fie cobzari care să mă acompanieze cu mine. Poate eu până atunci poate nu puteam cânta, așa și bucuros să mă acompanieze. Asta e dorința mea și asta e îndemn. Ei, ce să le spun, succes în drumul ăsta care l-au ales, pentru asta e o chestie de plăcere, că trebuie să fii îndrăgostit de instrumentul ăsta și de muzică în deopște, dacă vrei să faci ceva. Și dacă le-i drag, eu cred că pregătirea să fie și ne bucurăm și noi de succesele lor. Dar orice instrument necesită timp, răbdare, da, răbdare și foarte mult studiu. Muncă, da. Pentru că ai 10%, ți-o dat Dumnezeu talentul ăsta.
trebuie să-l folosești. Spune că dacă nu folosești talentul, zic, Dumnezeu te pedepsește pe urmă. Te pedepsește. Este, dar cum? Asta e obligat. Succes lui Sergiu, pe viitorul Sergiu Răleanu, care este promotorul și cel care a pornit acest spectacol. Adică el l-a dorit foarte mult și ne-a propus nouă. Thank you.